Miracolele există și este timpul să crezi în ele. Un bărbat a fost declarat mort, dar a înviat în drum spre morgă. Aceasta este povestea sa de viață, un bărbat din Marea Britanie în vârstă de 48 de ani. Acesta a făcut un stop cardiac în timp ce era la volanul mașinii sale. Bărbatul își aștepta soția când brusc și-a dat ochii peste cap. Femeia i-a pus soțului ei telefonul mobil în gură pentru a nu-și înghiți limba. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, unde medicii l-au resuscitat timp de 6 ore. După ore întregi de manevre de resuscitare, medicii l-au declarat mort. În timp ce asistentele îl duceau de la terapie intensivă la morgă, la 21 de minute după ce medicii l-au pronunțat mort, acesta a înviat. Medicii care s-au ocupat de bărbat au declarat că nu au o explicație exactă în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Mai ales că la 3 săptămâni de la incident, el s-a întors la muncă. M-a schimbat, mi-a adus mai multă prețuire pentru toate lucrurile în fiecare zi. Vă mulțumesc că sunt în viață, că am un job, îmi prețuiesc familia și prietenii. Medicilor nu le-a venit să creadă că sunt în viață fără ca inima mea, creierul sau orice altă parte din corpul meu să fi suferit, a mărturisit el, potrivit The Sun, relatează avantaje.ro.